Mitropolia Moldovei califică drept strigătoare la cer decizia Curții Europene a drepturilor omului din 17 ianuarie și cere autorităților de la Chișinău să nu recunoască legale cuplurile formate din persoanele de același sex. Cea mai timidă tentativă de a înregistra legal un cuplu gay în țara noastră va fi urmată de o reacție pe măsură, deoarece astfel de decizii contravin conștiinței eminamente ortodoxe și istorice a poporului, avertizează Mitropolitul Moldovei Vladimir într-o opinie publicată pe site-ul Mitropoliei. Capul Bisericii Ortodoxe din Moldova subordonată canonic Patriarhiei Moscovei, îndeamnă credincioșii să ia atitudine pentru că o asemenea legalizare și promovarea păcatului să nu aibă loc și amintește guvernanților că au fost votați de majoritatea covârșitoare a creștinilor ortodoxi și nu de o minoritate homosexuală infimă. Stimați reprezentanții ai puterii, nu sunteți veșnici pe tronul cărmuirii și de domniile voastre, depinde cum veți rămâne înscriși în istorie, ca niște oameni cu demnitate care respectă istoria, tradiția, cultura și credința poporului, care va oferit în sau ca niște trădători care promovează valori străine acestui neam de dragul unor trecătoare beneficii și recunoștințe. Se mai arată în mesajul Mitropolitului Vladimir. Pentru a nu lăsa loc de interpretări, Mitropolia menționează că nu s-a opus și nici nu se opune aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, dar își dorește ca această integrare să aibă loc cu respectarea adevăratelor valori creștine și istorice ale Europei. Reamintim că pe data de 17 ianuarie, ce doi emis o decizie prin care cere statelor membre ale Consiliului Europei și celor semnatare Convenției Europene a Drepturilor Omului, inclusiv Republicii Moldova, să recunoască și să protejeze prin lege cuplurile LGBT.